Comuna Roseț este una dintre puținele localități călărășene care au asfaltate aproape toate drumurile. Marile investiții efectuate de-a lungul anilor au fost realizate din fonduri europene sau guvernamentale. An de an, primarul Comunei Roseț, Nicolae Râșnoveanu, implementează proiecte pentru dezvoltarea localității. Despre proiectele implementate în această perioadă am stat de vorbă astăzi cu primarul Nicolae Râșnoveanu. Toate proiectele pe care le am în programul de investiții și pe care dumneavoastră îl cunoaște, nu este străin de problemele astea, deoarece în fiecare dată mi-a stat alături și ați difuzat tot ceea ce am întreprins. Una dintre lucrări e finalizată valoric aproape jumătate, fizic, e valorizat mult mai mult, aproape 60-70% din ea. E vorba de modernizare drumului. Cu canalizarea. Trebuie să primesc în maxim 14 zile de la AFIR contractul de execuție. Drumurile, v-am spus, 70% e finalizat fizic, 50% valoric. Pentru că așa evoluează problema. La școală, cu școală, modernizare școlii. S-a demarat procedura de achiziție. Așteptăm oferte în 4-5 de zile să încep lucrările. Adică mi-am făcut și graficul. Terenul de fotbal. Să ia proiectarea, aceasta se termină în 30 de zile, în august să începe execuția. Sala de sport, ridicările topo, va fi finalizate în câteva zile, dacă nu s-au și finalizat, și sunt sigur că s-a finalizat, CNI-ul ne va comunica aproximativ începerea lucrărilor. CNI-ul conduce toată treaba. Noi suntem cei care asigurăm toate avizile, în toate punctele de vedere, tot ce se numește parte topo, ce se numește geodezie, da? Toate studiile. Pentru gaze. Ieri am parcurs distanța, adică traseul, de la conducta principală în Amonte de municipiu, e undeva pe drumul Sloboziei, ne legăm, avem de gând să ne legăm, așa, să ne branșăm, și am venit, am parcurs traseul împreună cu proiectanții până aici, până la Roseț. Pe lucrarea la rețeaua de gaz, la branș? Nu știm. Știți că sunt, toată lumea ne grăbim, toată lumea se grăbește, dar legislația îți impune niște reguli pe care nu trebuie să le eviți. N-ai cum, trebuie să le urmezi și astea înseamnă timp. Da. Iluminatul public. De completat cererea de finanțare. Grădinița, de completat cererea de finanțare. Asta urmează, următorul mandat se vor executa toate aceste lucruri. Extindere anexă gospodărie. Este în execuție, sunt la faza de suprastructură. Am terminat-o și pe asta. Cam astea sunt problemele privind investițiile la nivel de Comuna Roseț. Sunt multe. Necesită timp, necesită bani. De fapt, așa cum ați văzut, ele sunt eșalonate poate și în mandatul viitor cine va fi, pentru că asta e situația. Nu se știe. Deci numai Dumnezeu știe. Dacă mă simt bine, poate voi candida. Dacă nu mă simți bine, plec și îmi văd de treabă. Da. Și trebuie să găsesc un locuitor care să, nu știu dacă mă urmează acești pași, dar eu zic că deja acești pași deja sunt făcuți și drumul este jalonat, documentațiile sunt în curs de a se executa și trebuie să fiu un mare prost să nu le execuți de-a gata. Da. Să revenim un pic la drumuri. Știu că sunteți, cred că, singura comună din județul Călăraș care aveți asfaltat 90% cât? Păi dacă se termină, am aproape 96%. 96% da. Din toată... Da, asfaltat tot, restul mai sunt așa mici, cum să vă spun, bretele reabilitări. Sau... Sunt niște bretele de legătură pe care și alea se vor executa. Da. Eu am acolo mai multe date și le scriu așa în ciornă. Pentru că de fiecare dată cu omul care l-am cu investiții, se ocupă de partea de investiții, în fiecare
zi de luni din săptămână stabilim și vedem și ce am făcut și ce a rămas de făcut. Pentru că dacă nu facem acest lucru și nu e graficul bine stabilit, pierdem timpul și batem pe loc. Înseamnă că cineva, o rotiță nu se învârte cum trebuie. Ori trebuie gresată, ori trebuie și eu am metodele mele ca să meargă, că trebuie să meargă. Să poate să funcționeze. Da. Luna viitoare mai organizați ziua comunei? Da. Pe în ce perioadă? Păi 17 și 18, nu vine așa? Prima săptămână după Sfânta Marie, 17 și 18. În weekend. Da. Și ați pregătit spectacol? Ne puteți da câteva informații? Cine am pregătit, am și câștigat, nu pot să vă dau prea multe informații. Deci va fi surpriză. Nu, uitați, dacă vreți vă și spun acum cine participă. Da. Uitați aici. Vedeți dumneavoastră, sunt plăcute și afișele tot. Am înțeles. Da. Deci, din Alubin... Organizatorii băiatul ăsta, mi spune, ăsta de aici, Maria, Mihai Călin. Și Enceanu, și Steliana Sima, Nicușor. Da. Nu o să vedeți manelici la mine, asta e altă treabă.